Ministrul Mediului Rovana Plumb, aflat recent la Șotânga, a precizat la cât se ridică fondurile europene care au ajuns în Dâmbovița și proiectele finanțate. În momentul acesta, în județul Dâmbovița, din zona mediului, stăm în felul următor. 43 de milioane de euro din 7 mai 2012 și până acum au intrat în județul Dâmbovița, din care 33 de milioane de euro s-au dus către compania de apă pentru continuarea lucrărilor la infrastructura de apă și canal, 8.700.000 de euro s-au dus pentru decontaminarea zonei Crângurile și peste 1.500.000 de euro s-au dus pentru finalizarea și continuarea unor lucrări pe zona parcului Bucegi și a celor două de la Consiliul Județean. Ministrul a făcut referire și la modul în care au fost alocate fondurile la nivel național din Programul Operațional Sectorial de Mediu. Prin Programul Operațional Sectorial Mediu am luat 100 de milioane de euro din actualul cadru financiar pentru a pregăti asistența tehnică aferentă infrastructurii de apă și canal la nivel național, deci pentru toate județele, pentru următorul cadru financiar. În același timp, aș vrea să vă mai spun că 100 de milioane de euro au plecat de la Programul Operațional Sectorial Mediu, așa cum a anunțat și domnul prim-ministru Victor Ponta, către Programul Operațional Regional, astfel încât să se poată desfășura în continuare în vederea finalizării lucrările pentru infrastructura școlilor.